Nu stai în spatele minusul, nu? Da. 100 împărțit la 2, 50. Păi, mă gândesc... Deci aici e 101, da, care 101, se termină cu plus, da? Da. În față cine ar trebui să fie aici? Minus 100. Minus 100. Deci, plus da, 100, plus da, și minus 100, așa, că, așa trebuie să zici. Da, păi înseamnă că toate numerele care dau minus 1 se opresc la 100. 101 plus, fac 100 împărțit la 2, pentru că am câte două numere care îmi generează minus 1. Așa. Și îmi dă 50. Și îmi va da minus 50 plus 101, care îmi va da 100 plus minus 50, 51. Plus 51, da? Da? Deci bunul simț să spune ție, bunul simț matematică, îți face aici 51. Hai să-i convinge și pe prietenii noștri că așa este. Deci, faptul că s-a terminat cu plus, este ca și cum ar fi fost aici. Da? Așa cum ar fi fost aici. Când ne luăm pe ăștia trei. Și iată, ai un singur minus 1. Da, unu, și un plus 3. Și un plus 3. Da, da, plus 3 e urma de minus 4. Exact. Dacă vrei, putem să ne gândim ca și cum s-ar termina la plus 5. Da, da, la minus... Era după 101 minus 102. Vezi? Deci, practic, suma aceasta cu plus ăsta e un număr impar ăsta. Da. Și totdeauna, toate cele cu pare, toate cele pare sunt cu minus. Da. Minus 2, minus 4, minus 100. Și bunul simț la care tu ai apelat este foarte interesant că ai numărat aici 50 de echipe de acestea, nu? 50 până la minus 100, da. Prima echipă, a doua, adică tu ai văzut câte două luând, că sunt de la 1 până la 100, sunt 100 de numere, da. Unele sunt cu plus, altele cu minus. Minus și mi-am dat seama că dacă fac echipe de câte două, atunci cele 100? Da, și 50 da, ai văzut. Da, și îmi dădea 50 de minus 50. 50 de alte minus 1, da, minus 50 și cu 101 și cu 101 facea 51. Dacă mai era 101 minus 102, era minus 51, nu plus 51. Deci atât tu te duci repede, dacă ar fi fost suma să se termine cu minus... Da, era nu plus 51, era minus 51. Hai să ne închipăm că se termină la minus 100. Păi dacă se termină la minus 50. Da, deci ar fi fost minus... Da, pentru că minus 50. Că este minus 50 oare? Păi da. Păi am perechi... Ar fi fost câte perechi? 49. Da. Deci minus 40. Da, și cu... Deci 49. Păi și... când am făcut de la 1 până la 100, am 100 de numere. Împart la 2 ca să am perechi de minus 1. Îmi dă 50, 50 ori minus 1, minus 50. Deci, fiindcă se termina aici, făcea da, minus 50. Fă, da, toate gării, nu? Da. O discuție. Fă, nu. Deci clar, nu stăteai deloc pe gânduri, că doar să numărai câți de ani da, de minus 1 ai. Foarte important. Așa, dar nu ne sperie, erau acolo niște chestii da, mai interesante. Iată, se consideră numerele următoare. Fie numerele A1, asta te las pe tine să le faci. Vreau toate cele cu câte stele aici sunt, de 3 stele și de 7 stele. Da. Bateți capul la ele să vedem cu ocazia asta exact cum anume le-ai stăpânit, ai înțeles tu și cum, cât de bine le știi. Da? Da. Deci 2, 3 și cu 4 stele. Da. Cu 7 stele. Eu prima da, e această lecție cu muzicanul întregi va rămâne acolo și va fi de interes maxim, și pentru liceene. Da, și pentru liceene. Cei care au probleme cu semnul algebră, sper ca de data asta să fie înțeles și să nu mai aibă niciodată emoții. La revedere, dragilor! La revedere! Nu uitați să dați like și să rămâneți la profundă. Neapărat să o fac.